De când se gătește, majoritatea gospodinelor folosesc clasicul ulei de floarea soarelui la prăjit și, în general, la gătit. Dar dacă ți-am spune că nu este cel mai sănătos ulei pentru prăjit, ce ai face? Și ca să păstrăm un echilibru, îți vom spune care este cel mai sănătos ulei pentru prăjit. Ar putea părea ciudată această afirmație, dar, conform specialiștilor în nutriție, într-adevăr, uleiul de floarea soarelui nu este chiar cel mai bun. Cu toate astea, dacă ar fi să facem un sondaj printre gospodine, nu ne-ar surprinde să aflăm că este cel mai folosit, chiar dacă nu este neapărat și cel mai bun, iar motivele ar putea fi multe. Unul dintre motive, dacă e să fim cărcotași, este că punctul de fum al uleiului de floarea soarelui este suficient de ridicat pentru a fi folosit la prăjit și în alte aplicații la temperaturi ridicate. La fel ca toate uleiurile nesaturate, uleiul de floarea soarelui este instabil și tinde să se descompună la o încălzire prelungită. Când vine vorba de a pune în balanță care sunt alternativele, răspunsul este unul relativ simplu și anume uleiurile vegetale. În asentimentul nutriționiștilor că tot vorbim de ulei vegetal, cele mai bune uleiuri pentru prăjire tind să fie cele bogate în grăsimi saturate, cum ar fi uleiul de arahide, untura vegetală sau untura de porc. Există mai mulți factori care trebuie luați în considerare atunci când decideți care este cel mai bun ulei pentru prăjit, dar răspunsul este destul de simplu și de fapt nu este vorba de unul, ci de două uleiuri după cum urmează. Uleiul de avocado, cel mai sănătos ulei pentru prăjit. Conform specialiștilor, uleiul de avocado are punctul de afumare de 271 de grade și poate fi folosit la orice fel de prăjire. Uleiul de avocado este o alegere fantastică pentru toate tipurile de prăjire, deoarece are cel mai mare punct de fum dintre toate sugestiile noastre. Deși lista poate continua și cu alte uleiuri, majoritatea nutriționiștilor și a specialiștilor în bucătărie spun că acestea două intră în categoria de cel mai sănătosul ei pentru prăjit relatează playtech.ro